nu acum, cum am dat pe față. După mulțumirea de participare, vreau să vă felicit pentru jocul foarte bun pe care l-ați făcut azi. Și ați văzut că datorită prezenței voastre, celor două echipe, ați văzut câtă lume a fost azi în tribună. Cred că și ăsta e un câștig mare de tot, că ați reușit deja să aduceți multă lume în tribună. Și mai departe de atât, vreau să vă spun că sunteți două echipe din Târgoviște, din județul Dâmbovița, iar eu, ca președinte al Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, sunt foarte mândru să văd că avem așa resurse importante. Aici e un sentiment amestecat așa între bucurie și tristețe, dar eu cred că cu toții trebuie să fiți bucuroși și să priviți spre viitor și să vă gândiți la momentele frumoase care vor urma, pentru că fotbalul nu începe și nu se termină astăzi aici la acest joc. Andres, e meciul vieții tale? Pot spune că da, am avut și mai multe intervenții, chiar și în Cupa României, cât și în campionatul național, am avut foarte multe minuturi apărate și am încredere în mine, foarte multă încredere. L-ai copiat pe Căbuș și el a apărat două penalturi în meciul cu Chiajna și tu ai apărat astăzi două penalturi cu CSS în finală. Da, m-am inspirat foarte mult de el, mai ales că fac antrenamente cu echipa mare de un an aproape, anul ăsta fac aproape un an de când fac antrenament cu echipa mare și am învățat foarte multe, mai ales de la domn profesor Hotoboc și domnul Gică Păsărică. Mai credeai, mai sperai că o să reveniți de la 3-0 pentru adversar? Sincer să vă spun, chiar nu. N-am văzut că este 3-0, m-am demoralizat total, dar apoi am văzut că am dat gol, am crezut foarte mult în noi și asta a fost. Am avut încredere și mai ales în Dumnezeu, că el ne-a ajutat până la urmă urmei. Când ați ajuns la penaltiuri, ai fost mai optimist? Sincer să vă spun, chiar așteptam penalturile pentru că știu că mă pot baza pe aceste lovituri de departajare și cam asta este. Un meci senzațional, fabulos pentru voi. Da, chiar așa este, i-am dominat
părerea mea chiar am dominat. Ei au avut 3 goluri mai așa, mai pe noroc. Dar asta este. Am avut noi și șansa aceea, și ocaziile, și asta a fost. Uite de ce acest trofeu frumos. Păi, mamei mele, familiei mele, tatăl meu care este în altă țară și clubului meu. Cred că o să petreceți după o asemenea finală. Da, vă dați seama, plecăm toți la un restaurant, vom mânca, vom bea și da, primul rând, da, să știți că a fost o atmosferă foarte frumoasă. Începând din epizodul 2, am văzut că toată tribuna a început să țină cu noi. De când am început să dăm primul gol, deja am știut că vom întoarce. Așteptam penaltiurile, bineînțeles, și vă mulțumim, în primul rând, că ne-ați susținut. Credeai că o să mai reveniți de la 0-3? Sincer, n-am avut așa mare încredere. De la 0-2 ne gândeam că vom întoarce, dar de la 0-3 nu. Dar când a picat primul gol, ne gândeam că o să întoarcem. Care a fost tatuul vostru în această remontadă senzațională? În primul rând, suportul. Toată tribuna a ținut cu noi. De când a căzut primul gol, toată tribuna a început să scandeze numele Chindia. După am avut încredere în noi, că știam că am mai reușit asemenea remontade. Este cel mai frumos meci din cariera ta? Să știți că da, n-am mai avut parte de asemenea meci. Cui e dedici tu acest trofeu minunat? În primul rând familiei mele, tatălui meu, mamei mele și frățiorului meu. Cupa AJF Dâmbovița, până la urmă, o competiție superbă. Da, o competiție foarte frumoasă. Sperăm să mai participăm la această competiție și anul. A fost un meci foarte, foarte greu. Am început prost, să zic așa, primele 10 minute. După aceea ne-am reglat, zic eu, și am dominat jocul. A fost un meci foarte greu, ținând cont că au fost 3-0 la 2-0 la pauză, după aceea 3-0. Și asta a fost să fie. Mulțumim suporterilor care ne-au susținut și... Credeai că o să reușiți să reveniți atât de fantastic? Sincer să fiu, la 3-0 mă gândeam că nu, dar am dat gol repede și după aceea chiar am crezut în colegi și în tot staff-ul. Ați luptat până la ultima energie, până la ultima secundă. Este o victorie frumoasă. Da, chiar am muncit toți, și cei de pe margine și noi în teren, toată lumea. Puțin acest trofeu câștigat. Se prezintă un nou început, nu știu, ceva ce nu o să voi niciodată. Cui îl dedici? Familie mele, suporterilor și echipe mele. Care este visul tău ca fotbalist? Să ajung la prima echipă și să debutez, să am minute la prima echipă. Dragă mea!